Și în 2023, anul în care Timișoara este capitală culturală europeană, a fost marcată Ziua Județului Timiș. Piața Victoriei din Timișoara a fost transformată într-o imensă scenă. Zeci de timișoreni și nu numai au îmbrăcat costume populare, au dansat și au ascultat muzică tradițională spre deliciul turiștilor care au surprins și au savurat momentele. Istoria județului Timiș a fost marcată și la bastionul Maria Terezia din Timișoara. Zeci de persoane au lecturat pasaje reprezentative pentru cel mai vestic județ al țării, la lumina farurilor de motocicletă. Publicată în ziarul Dacia din 4 august 1939, la aniversarea 20 de ani a Unirii Banatului cu România Mare. Ziua județului Timiș se sărbătorește în fiecare an în 28 iulie. Este ziua care marchează instaurarea administrației românești în 1919 după retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul Timișului.